performanța este rodul perseverenței, al muncii, al pasiunii, este sublima aspirație a gândirii activității umane. Distins auditorium, doc select, oficialități, autorități ale administrației publice, oaspeți de calibru, somități ale vieții social-economice ale raionului Ialovin. Vă salutăm cordial, bine ați venit la această frumoasă festivitate solemnă, intitulată sugestiv, Topul Raional al distinselor personalități ale raionului Ialovin pentru anul 2021, cu adevărată gală a performanțelor. Scopul acestui eveniment este să celebrăm public rezultatele performante ale dumneavoastră, oameni de valoare, de a vă susține activitatea pe care o desfășurați, de a vă mulțumi pentru munca titanică, elanul prometeic, anduranța la efortul considerabil pe care îl depuneți zi de zi. La acest eveniment de prestigiu ne onorează cu prezența sa distinse oficialități pe care sunt onorați să le prezint cu multă bucurie și aleasă prețuire domnul Mihail Silistraru, președintele raionului Ialoveni, distinsa doamnă Galina Donu, vicepreședintele raionului Ialoveni, distinsa doamnă Victoria Marian Bogos, vicepreședintele raionului Ialoveni, domnul Andrei Ieremia, vicepreședintele raionului Ialoveni, domnul Nicolae Mireacre, secretarul raionului Ialoveni. Este alături de noi și domnul Petru Cigoreanu, primar al satului Nimorei, și suntem în așteptarea și asociației primarilor din localitățile raionului Ialoveni. Suntem mereu împreună cu echipa de consilieri raionali, șefi de direcții, secții din Consiliul Raional Ialoveni, mereu împreună cu dumneavoastră, care contribuiți în mod eminent la dezvoltarea vieții social-economice a raionului. Apreciem rolul înalt, determinat și suportul considerabil al administrației raionului și Consiliul Raional Ialoveni în organizarea acestui eveniment, precum și a unei comisii speciale care are cea mai dificilă misiune, și anume cea de a alege pe cei mai buni, dintre cei mai buni, cu multă parcimonie la o analiză sinceră și atentă a dosarelor candidaților. Distinse doamne, stimați domni, această ceremonie solemnă de decorare a notabilităților distinse ale raionului Ialoveni se declară deschisă să onorăm imnul de stat al Republicii Moldova. Distinse doamne, stimați domni, în mod tradițional, cuvântul inaugural al sărbătorii, domnul Mihail Silistraru, președintele raionului Ialoveni, care ne inspiră încredere în viitor. Să trăiți, domnul președinte, și aveți primul mesaj de salut. Doamnelor și domnilor, vă zic bună ziua, sau bună seara, eu știu cât de mult suntem înspre seara. Și bine ne-am întâlnit aici, la complexul Consiliului Raional, și mă bucur că către această zi a fost posibil să pornim ventilația, pentru că aici era o nădușală, că era imposibil să petrecem ceva, dar văd că astăzi eu cred că ne simțim bine. Consiliul Raional petrece topul personalităților deja a 14-lea an, începând cu 2008. Considerăm noi că este un eveniment binevenit, pentru că dorim ca să promovăm antreprenoriatul în raionul Ialovin, dorim ca să promovăm serviciile, să promovăm educația, sănătatea, asistența socială, sportul, administrația publică. Deci este un eveniment care
Sunt în prezență aici cei mai buni dintre cei mai buni pentru a fi sărbătoriți, pentru a fi promovați, pentru a ne bucura și noi împreună cu ei că ei fac economia raionului Eloveni, ei fac ca în localitățile noastre să fie condiții mai bune pentru populație, ei educ tinerea generație, ei ne dau sănătate, ei fac tot ce este posibil ca cei care sunt mai neputincioși față de noi să fie ajutorați și sportivii care tot ne aduc performanțe, pe dreapta vreau să mă laud puțin, măcar că nu este atât aportul meu, dar echipii de fotbal care a câștigat Cupa Republicii Moldova, echipa raională dintre asociațiile raionale de fotbal și în luna august va merge la europene și nu știți că am putea să câștigăm și la Europa. Eu, în primul rând, vreau să vă mulțumesc că dumneavoastră ați dat curs, invitația noastră, dar în primul rând ați dat curs, deci solicitărilor noastre, cu părere de rău, nu doresc mult să participe, pentru că deodată se dau, zic, un formular și care doresc să participe, aplică ca și pe urmă o comisie specială, deci analizează și nominalizează personalitatea anului. Cei ce ține de bugetari, am în vedere sănătate, educație, asistență socială, administrație publică, întotdeauna avem candidaturi. Mai greu e cu antreprenoriatul, mai greu cu cei care prestează servicii diferite, dar oricum avem și anul acesta trei nominalizați de la antreprenoriat, este vorba de serviciile Eloveni Gaz, este vorba de agricultură, domnul Pletosu, domnul Saca de la Eloveni Gaz și domnul, a spus familia Dara Ținută, deci de la producere, de la Enăria Asconi, care este cunoscută la noi în raion, este cunoscută în Republică, dar eu cred că devine cunoscută și în alte țări, pentru că prestează servicii, produc și prestează servicii de turism foarte dorite, nu știu cum să zic așa. Eu vă felicit pe toți cei care dețin nominalizați, vom mâna deci, acest trofeu, diplome din partea Consiliului Raional. Vă doresc sănătate, vă doresc ca dumneavoastră să fiți exemplu în colectivele dumneavoastră și să promovăm cât mai mult atât producerea, cât și serviciile din administrația publică, din educație, sănătate, sport, de la ordine public, când am spus până când, de tot avem un nominalizat. Vă doresc sănătate, toate cele bune și sunt convins că atunci când dorim împreună, noi putem face lucruri bune și frumoase pentru locuitorii raionului Eloveni, pentru localitățile noastre și eu cred că și pentru Republica Moldova, că ne cunoaște și Republica Moldova încet, încet, câte o leacă. Sănătate, o zi bună și plăcută, să vă simțiți bine aici, să ne simțim cu toții bine și să fim într-un fel cu sufletul împăcat că și de data aceasta și anul acesta am organizat acest top al personalităților și avem oameni într-adevăr de calibru, de valoare, cum a spus domnul Pletosu, la mulți ani, la mai mult și la mai mare. Mulțumim din toată inima domnului Mihail Zristraru, președintele raionului. Domnul președinte rămâne alături de noi pentru că urmează să decoreze notabilitățile distinse ale raionului pentru merite deosebite, performanțe și prestigiu. Începem. Prima secțiune, nominalizarea cel mai bun antreprenor al anului 2021 în sfera prestării servicii. Este desemnată întreprinderea Eloveni Gaz, societate cu răspundere limitată, conducător domnul Ruslan Saca, pe care îl invităm în scenă. Întreprinderea Eloveni Gaz SRL are o istorie de peste 42 de ani în calitate de operator al sistemului de distribuție a gazelor naturale,
exploatează, întreține, modernizează și dezvoltă rețele de gazoducte în condiții de siguranță, asigurând protecția mediului cu un număr de peste 536 de angajați. Din componența Ialoveni Gazele fac parte filialele Ialoveni, Inoi, Priuleni, Strășeni, Dubăsar, Coșnița. Cifra de afaceri pentru anul 2021 constituie peste 176.930.000 lei. Domnul președinte al raionului decernează trofeul excelenței profesionale. Distinsa doamnă Victoria Marian Bogos, vicepreședintele raionului, decernează diplomă de merit. O fotografie de album pentru albumul raionului Ialoveni, pentru istoria raionului Ialoveni. Și avem onoarea să-i oferim cuvântul domnului Ruslan Saca, conducătorul întreprinderii Ialoveni Gaz SRL, cel mai bun antreprenor al anului 2021 în sfera prestării servicii. Bună ziua la toți! Bună ziua, domnul președinte, domnul vicepreședinț, stimată audiență! Într-adevăr, vă mulțumesc de trofeul pe care mi l-ați acordat, asta datorită activității pe care am întreprins-o anterior în cadrul la Ialoveni Gaz. Asta e datorită inginerului șef care tot este în sală. Într-adevăr, datorită colegilor de la serviciu și la toată lumea care ne-a susținut și a avut încredere în activitatea noastră. Eu, la rândul meu, știți cum, dacă sincer să vă spun, pentru prima dată primesc așa trofeu. Am început-o cu Ialoveni Gaz, sper în viitor să arăt față lucrurilor pe care le voi face ulterior. Și așa, ca să fiu mai succint la vorbă, vedeam un conduc de un motou, eu nu știu, poate l-a spus cineva, dar așa mi s-a părut că eu l-am imitat. Pentru mine nu e important ce gândesc eu despre mine, dar ce gândește lumea. De ce? Adică vă mulțumesc încă o dată, vă doresc succes la toți și sperăm să ne mai revedem peste an. Mulțumesc! Aplaudăm mai cu inima și mai cu multă energie. Ne susținem reciproc cu aplauze. A doua secțiune, nominalizarea cel mai bun antreprenor al anului 2021 în domeniul agriculturii. Comisia a desemnat pe domnul Dumitru Pletosu, conducător al societății cu răspundere limitată Agro-Ialovenenii, pe care îl invităm aici în scenă. Întreprinderea Agro-Ialovenenii este fondată în anul 1999 și cuprinde un colectiv de peste 27 de angajați care au un loc stabil de muncă și sunt remunerați cu salarii de peste 1 milion de lei anual. Se mândrește cu vii și livezi întinse, viță de vie, 35 hectare, livadă de prun, 28 hectare, grâu, o suprafață de 60 de hectare, floarea soarelui, o suprafață de 40 de hectare. Anual produce 300 tone de struguri, 200 tone fructe, 150 tone grâu, 100 tone de floarea soarelui. Permanent se investește în dezvoltarea business-ului agrar și modernizarea plantațiilor viticole, dar și cele de fructe. Domnul președinte al raionului decernează trofeul excelenței profesionale și doamna vicepreședinte Victoria Marian Bogos decernează trofeul excelenței profesionale și domnul președinte al raionului decernează diplomă de merit. Să trăiți! Să-l ajutăm pe domnul Dumitru Pletosu în continuare. Haideți să anunțăm o fotografie de album și apoi. O fotografie pentru albumul tradițiilor vitivinicole și agricole ale raionului Ialoveni. Avem onoarea să-i oferim cuvântul domnului Dumitru Pletosu, conducător Agro-Ialovenenii SRL, cel mai bun antreprenor al anului 2021 în domeniul agriculturii. Bună seara la toți! În primul rând vreau să mă spun că nu mă socotesc cel mai bun agricultor din raion, dar dacă așa mi-a căzut norocul, să mă normalizați pe mine, primesc, mulțumesc frumos, mulțumesc Consiliul Raional, Direcția Agricolă a Raionului Ialoveni, Primăria Orașului Ialoveni, Primăria Orașului Satului Cigirleni, de susținerea noastră în unele întrebări care depinde agricultura. Vroiam astăzi, în loc de
o rare cuvânt să vă spun o poezie despre țărani. În toate poeziile care le-am găsit, nu știu de ce scriitorii toți îi compătimesc pe agricultori. Parcă îi plâng, parcă îi jălesc. Eu aș spune că nu este chiar așa. E grea viața de agricultor, de țăran, cum o numim noi. Însă aduci și o satisfacție când vezi că strângi grâu, strângi struguri, mai mergi prin câmp și vorbești cu plantele, cu culturile, mai uiți de nevoile care te apasă și te frământă, uiți de usurătură în palmă care o ai și cu aceasta poate mergem înainte. Deci eu vă mulțumesc pentru susținere, vreau să mulțumesc frumos și soției mele care este prezent aici în sală pentru susținerea. Miaște, de multe ori îmi spune, mai de alergat pe dealuri. Așa, fiecare cu soarta lui, care pe dealuri, care pe vale, care pe încăperi. Vă mulțumesc încă o dată pentru nominalizare, vă doresc la toți sănătate, bucurie de la viață și la mulți ani. Să trăiți că le trebuiți un noi an de aplauze pentru agricultorii noștri. Mulțumim foarte mult! A treia secțiune, nominalizarea cel mai bun antreprenor al anului 2021 în sfera de producere. Este desemnată firma de comerț și producere Asconi Buhoi, conducător domnul Anatolie Sârbu. Dar invităm în scenă pe domnul director executiv Vitalie Pronozan. Activitatea principală a vinăriei Asconi vizează producerea, comercializarea vinurilor pentru a acoperi 25 de piețe internaționale din țările România, Cehia, Polonia, Olanda, Canada, Marea Britanie, Statele Unite, China, Japonia, Israel, Australia. Vinăria Asconi produce un sortiment larg de vinuri, inclusiv vinuri albe, roșii și roze, vinuri seci de desert și vinuri tari, utilizând tehnologii italiene de ultimă generație. Asconi Winery produce peste 3 milioane de sticle anual. Inima vinăriei și ingredientul esențial al unui vin bun îl constituie strugurii, astfel că Asconi dispune de podgorii de peste 550 de hectare de viță de vie. Vinăria Asconi se mândrește cu o colecție impresionantă de vinuri, 60.000 de sticle, o adevărată comoară, o colecție de vinuri alese individual și ordonate cu multă grijă în funcție de maturitatea lor. Organizează excursii pentru turiști pentru a însuși procesul vinicol, are 249 de angajați și volumul producției fabricate în anul 2021 constituie 171.807.700 lei. Participă la concursuri internaționale și s-a învrednicit, după merit, de 15 distincții, 9 medalii de aur, 4 medalii de argint, 2 medalii de bronz în țările Germania, Italia, Franța, Polonia, Cehia, Marea Britanie, România. Să trăiți vinăria Asconi Buhoi! Domnul președinte al raionului decernează trofeul excelenței profesionale și distinsa doamnă vicepreședinte Victoria Marian Bogos, diplomă de merit. Să realizăm o fotografie reușită pentru albumul tradițiilor vitivinicole ale raionului Ialoveni. Avem onoarea să-i oferim cuvântul domnului Vitalie Pronozan, adjunctul domnului Anatolie Sârbu, conducător, firma de comerț și producere Asconi Buhoi, cel mai bun antreprenor al anului 2021 în sfera de producere. Bună seara tuturor! Deci, eu vreau să mulțumesc foarte mult Consiliul Raional pentru promovare, sprijin și suport. Deoarece, fără dumneavoastră, că e foarte greu ca să te avânți în piața modernă. Deci, vă mulțumim încă o dată. Bună seara tuturor! Mulțumim din toată inima! Aplauze cu entuziasm și impresii de neuitat. Și pentru că domeniul economiei îl coordonează, este în subordinea distinsei doamne vicepreședinte Victoria Marian Bogos, suntem onorați să vă oferim cuvântul. Bună seara, stimată audiență, stimați oameni de top, numărul 1. Vă felicit întâi de toate că ați dat curs invitației noastre. Vă mulțumim și vă felicităm pentru calitatea pe care o aveți astăzi. Să fii numărul 1 nu este deloc simplu. Să fii numărul unu e acea persoană, acel caracter care e impus de situații mereu să învingă greutăți, să învingă obstacole.
Eu vreau să vă felicit pentru ceea ce reușiți, pentru că reușiți să motivați oameni, reușiți să livrați rezultate, nu cedați obstacolelor și vă urez ca să aveți parte de cât mai multe evenimente unde să vi se exprime recunoștința și mulțumirea pentru tot ce faceți, asemenea evenimente de mai grandioasă greutate, evenimente. Încercăm și noi, spunea și domnul președinte, că motivația sau de a participa la concursul topul personalităților nu este neapărat din anumite motive, nu le cunoaștem încă. Încercăm să ridicăm nivelul, sper că vă place ceea ce am reușit să facem astăzi și vă îndemnăm să rămâneți la fel de buni, dar să și continuați munciți în continuare pentru a fi și mai și mai buni. Vă mulțumim pentru tot, la mai mulți și la mai mare tuturor! Mulțumim din toată inima, mulțumim distinsei doamne Victoria Marian Bogos, vicepreședintele Raionului Iloveni, pentru dezvoltarea economiei și a infrastructurii. Vă invităm, dragi prieteni melomani, la un popas muzical, la un exercițiu de relaxare, noi, pasionații muzicii de calitate, să ne bucurăm împreună, poposim pe cărarea amintirilor, ascultând două frumoase piese muzicale. Ne cântă și ne încântă pe placul inimii noastre, spre deliciul publicului, veritabila interpretă Tatiana Spânu. Ne aduce în dar două piese frumoase, Departe de tine și Inimă de gheață. Admirabilă, Tatiana Spânu! Bună seara! Sunt profund recunoscătoare pentru invitație, pentru că Iloveni este orașul meu de suflet, acolo, aici, de fapt, suntem în Raionul Iloveni. Aici m-am născut, aici am crescut, aici m-am maturizat, aici am învățat foarte multe, aici am cunoscut oameni deosebiți. Să vă spun sincer, în Raionul Iloveni sunt cei mai calzi oameni, cei mai care îți dă o mână de ajutor. Și eu sunt mândră că sunt din Raionul Iloveni, din orașul Iloveni și vă rog să aplaudăm Raionul Iloveni. Pentru voi o să cânt o piesă care are 16 ani, dar și acum se aude la posturile de radio. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
care suntem, drag Raion Ialoveni, să spunem așa, și următoarea piesă, Inimă de Gheață. Pășesc pe același drum atât de gri și nu e nimeni care ar putea să mă îndrume. Trăiesc aceeași singurătate zi de zi și nu vedeam pe nimeni și nu credeam pe nimeni, dar te-am găsit pe tine. Ai schimbat ceva în mine și parcă e mai bine când ești lângă mine. Mă lăs pe cer să mă prinzi apoi. Mă întreb cum poate ține dragostea ta, nu lua înapoi. Când vei pleca, spune că sunt doar a ta. Existăm doar noi doi, fură spre cer și înapoi. Dependentă, sunt dependentă de ochii, părul și iubirea ta. Trăiam singură într-un castel de gheață, dar ai venit și ai topit inima mea. Și vreau acum mai mult ce n-am avut de mult. Ține-mă de mână, așa e mai bine. Promite-mi că nu vei pleca, ai alungat iarna din viața mea. Îmi place tot ce faci cu mine. Mă lăsă cer să mă prinzi apoi. Mă întreb cu toate tine dragostea ta, nu lua înapoi. Că nu vei pleca, spune-mi că sunt doar a ta. Existăm doar noi doi, fură spre cer și înapoi. Admirăm și aplaudăm. Are stofă de vedetă, talent, multă voință. Admirabilă interpretă, Tatiana Sfânu. Mulțumim foarte mult! Și pentru că domnul președinte Mihail Silistraru este în floarea tinereții și mereu la datorie, îl invităm aici alături de noi. Continuăm a patra secțiune. Se conferă titlul onorific de personalitate notorie a anului 2021 în domeniul culturii naționale. Distinsa doamnă Diana Candu, director Muzeul Raional de Istorie și Etnografie Anatol Candu Văsieni, o reprezintă adjuncta dumneiei, distinsa doamnă Maria Basarab, muzeograf. Vă invităm! Doamna Diana Candu desfășoară o activitate prodigioasă în domeniul culturii, valorifică și promovează patrimoniul cultural și potențialul turistic al raionului Ialoveni.
Doamna director Diana Candu implementează cu succes mai multe proiecte culturale, atrage resurse europene și a implementat proiectul Muzeu, spațiu de dialog comunitar și intercultural, prin care a amenajat biblioteca muzeului. Cu suportul Ministerului Culturii, doamna Diana Candu a implementat proiectul Patrimoniu Cultural Mobil, un pas pentru o nouă platformă de comunicare, prin care a digitalizat registrele și fișele de patrimoniu cultural mobil din cadrul muzeului. Cu suportul financiar de la Fondul Național de Dezvoltare Regională, a implementat proiectul Traseul Turistic în 9 localități pentru a crea oportunități de a investi în domeniul turismului, prin care a reușit reconstrucția clădirii muzeului. Anual organizează multe evenimente culturale dedicate sărbătorilor naționale, tradiționale, dar cel mai important și de anvergură este sărbătoarea meșterilor populari la Poalele Țiglei de Sfânta Maria în fiecare an pe 28 august. Vă invităm pe fiecare. Domnul președinte al raionului decernează trofeul excelenței în domeniul. Distinsa doamnă Galina Tonu, vicepreședintele raionului Ialoveni pentru dezvoltarea culturii, decernează diplomă de merit și să realizăm o fotografie reușită pentru albumul politicilor culturale și programelor culturale ale raionului Ialoveni. Ne fotografiem, ne susținem reciproc cu aplauze. Avem onoarea să-i oferim cuvântul distinsei doamne Maria Basarab, muzeograf, care o reprezintă pe distinsa doamnă Diana Candu, director Muzeul Raional de Istorie și Etnografie Anatol Candu Băsieni, decorată astăzi cu titlul onorific de personalitate notorie a anului 2021 în domeniul culturii naționale. Să trăiți! Bună seara tuturor! Ne pare rău că doamna director nu este alături de noi în acest eveniment frumos. Noi vă mulțumim, colaboratorii Muzeului Raional de Istorie și Etnografie Anatol Candu, vă mulțumim din suflet și suntem profund recunoscători pentru susținerea la proiectele acestea frumoase care duce la păstrarea și dezvoltarea patrimoniului cultural. Vă mulțumim mult! O rundă de aplauze în semn de înaltă apreciere. Vă mulțumim din toată inima. Primiți aceste frumoase trofee ale excelenței în domeniul culturii și vă mulțumim tare mult! Continuăm. A cincea secțiune se conferă titlul onorific de personalitate notorie a anului 2021 în domeniul politicilor de tineret, domnului Sergiu Gureu, director executiv Asociația Obștească Ecoreze, pe care cu mult drag îl invităm în scenă. Domnul Sergiu Gureu este promotor și fondator al întreprinderii sociale de inserție Floare de Cireș SRD din Comuna Rezei. Din anul 2010 implementează programul raional Fondul pentru Tineri Ialoveni în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni și a organizat 24 de runde de granturi mici pentru tineri. Din anul 2018, în colaborare cu administrația raionului Ialoveni, implementează programul Fondul pentru Tinerii Antreprenori din localitățile raionului Ialoveni și a desfășurat 3 ediții de concursuri ale ideilor de afaceri ale tineretului și a finanțat planuri de afaceri ale tinerilor. A muncit intens și a elaborat programul de dezvoltare a politicilor de tineret ale raionului Ialoveni pentru anii 2022-2026, care a fost aprobat de Consiliul Raional Ialoveni, fapt pentru care le mulțumim foarte mult consilierilor. A înființat întreprinderea socială de inserție Floare de Cireș SRL din Comuna Rezei și din anul 2014 este în fruntea unei echipe de specialiști care desfășoară programul de instruire la locul de muncă a tinerilor cu dizabilități sau mai bine zis cu alte abilități, oferindu-le oportunități de a se integra socioprofesional, ca să obțină cunoștințe, abilități, experiență de muncă, să practice meseriile bucătar auxiliar și chelner ospătar la bucătăria întreprinderii sociale de inserție Floare de Cireș SRL. Domnul Sergiu Gureu implementează mult mai multe proiecte de dezvoltare comunitară cu suportul instituțiilor și organizațiilor Uniunii Europene. Bravo, domnul Sergiu Gureu, domnul președinte al raionului, îți mânează cu demnitate trofeul excelenței profesionale. Și distinsa doamnă Galina Tonu, vicepreședintele raionului, decernează diploma de merit și să realizăm o fotografie reușită pentru albumul politicilor de tineret ale raionului Ialoveni. Așa este, să unim receptorii palmelor noastre, aplaudând. Cuvânt are laureatul.
Avem onoarea să-i oferim cuvânt domnului Sergiu Bărău, directorul executiv Asociației Obștească Eco-Rezeni, decorat astăzi cu titlul onorific de personalitate notorie a anului 2021 în domeniul politicilor de tineret. Doamnelor și domnilor, domnișoarelor, bună seara! Eu am insistat să țin florile în mână, că mai rar primesc flori. De obicei, în special în sala asta, suntem cei care înmânăm tinerilor flori, diplome, certificate și așa mai departe. Ne place foarte mult ceea ce facem, în special mie, să lucrez cu tinerii. E vorba de copiii dumneavoastră, poate. E vorba de tineri care noi ne bucurăm în fiecare zi la școală, pe stradă, la televizor. Și vrem să credem că câteva picături stropi din reușitele acestor tineri, felul lor de a fi mai gospodăroși, mai bunăvoitori, mai binevoitori, mai implicați în comunitate, ulterior salariați mai buni, mai disciplinați, familii sănătoase și așa mai departe, este și contribuția noastră a celor care lucrează în domeniul politicilor de tineret. Am emoții, cred că și fiecare din noi, pentru că recunosc că nu este prima dată când primesc acest, așa o distincție și cred că aceste lucruri se datorează în primul rând faptului că avem așa parteneri extraordinari alături de Ecorezeni, precum este Consiliul Raional și toți care reprezintă această instituție, în primul rând cei din administrație, de fiecare dată am avut înțelegere și susținere și deschidere de a colabora. Mulțumim consilierilor raionari care permanent ne susțin în demersurile noastre. Mulțumim cetățenilor raionului Ialoveni care achită impozite și noi cam vreo 300.000 de lei anual îi valorificăm, dar poate până la jumătate de milion de lei îi valorificăm pe domeniul tineret. Uneori ne se reproșează că cheltuiți bani într-un sector care nu e foarte util și dați voi tineretului să dezvolte, să învețe, nu implicați în proiecte de dezvoltare comunitară, dar încă o dată vrem să menționăm că este important ceea ce fac tinerii în programele noastre și cam 500 de tineri, domnul prezentator Pletos, o să confirm acest lucru. Încercăm să implicăm anual în toate cele proiecte, programe despre care am menționat. Și nu este o cheltuială în zadar a banului public, dar împotrivă este o investiție în prezentul și viitorul raionului nostru, țării, a planetei. Avem o preocupare deosebită în ultimul timp de față de tinerii din categorii vulnerabile, tinerii cu dizabilități, tinerii din familii sărace. Cred că vedeți pe stradă, în localitățile noastre și așa mai departe, numărul acesta se mărește și vin iarăși cu invitații să fim mai preocupați de acest sector, să ne susțineți, mă refer aici la instituțiile publice. Asta nu în sensul că nu suntem susținuți, dar din potrivă vă îndemnăm să fiți alături în continuare instituții de învățământ, agenții economici, instituțiile de cultură, toți împreună cu primării, primarii și consilierii locali, fiindcă este foarte important. Cred că v-ați convins până la moment de acest lucru cât este important să fiți alături de noi, cei care lucrează în domeniul tineret. Nu suntem noi așa de răi, nu suntem numai cu țigara în gură și vrem să consumăm alcool, nu suntem doar cei care vrem distracții, dar cred că mulți din tinerii demonstrează că sunt iubitori de patrie, sunt cei care pot contribui la dezvoltarea raionului, localităților și vom depune tot efortul și energia în continuare să susținem tinerii și să-i avem pentru cei mai buni cetățeni alături de adulți. Mult succes și vă mulțumesc pentru invitație la această sărbătoare frumoasă. Eu vreau să spun că avem Consiliul Raional de Ialoveni, are o colaborare bună din 2010 cu Ecorezeni și în această perioadă au fost implementate foarte multe microproiecte în localitățile noastre, de către tinerii noștri și eu consider că este un lucru foarte important. În 2010, deci am semnat un acord și am început, Consiliul Raional a alocat 20.000 de lei, dacă nu mă înșel eu, ca să ajungem că până în prezent, în această perioadă,
Deci am implementat proiecte de circa 3 milioane de lei. Deci și Consiliul Regional, și Fundația este europeană, care finanțează, și agenții economici. Deci noi, proiectele care le înaintează tinerii noștri din localități, sunt de 6, 7 mii, 10 mii de lei. Și vine și primăria cu o sumă, și vine și agentul economic din localitate cu o sumă. Și până la urmă se primește un proiect undeva de 20-30 de mii, dar poate chiar și mai mult. Și este un lucru foarte bun, că tinerii noștri, ceea ce fac ei, deci și păstrează și totodată au și ei o mulțumire și o mândrie că au făcut ceva pentru localitate. Așa că eu consider că vom avea și mai departe, Consiliul Rănal va avea o colaborare bună în susținerea politicilor de tineret. Felicitări! Așa este. Mulțumim, domnul președinte! Aplauze cu elan tineresc! Mulțumim foarte mult! A șasea secțiune se conferă titlul onorific de personalitate notorie a anului 2021 în domeniul ocrotirii sănătății. Se decernează cui? Domnului Adrian Cotlău, șef secție consultativă, Spitalul Raional Ialoveni, pe care ne invităm în scenă. Domnul Adrian Cotlău, după absolvirea Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Destinițianu și a studiilor postuniversitare de rezidențiat din anul 2003, își desfășoară activitatea în calitate de medic ortoped traumatolog în cadrul secției consultative. Din anul 2016 deține categoria superioară de calificare și este membru activ al Societății Medicilor din Republica Moldova, a absolvit studii superioare de master la Academia de Administrare Publică. Din anul 2019 este ales în funcție de președinte a Comitetului Sindical, Federația Sindicală Sănătatea, ce cuprinde colectivul Spitalului Raional Ialoveni, cât și lucrătorii medicali din localitățile raionului. Este un lider sindical activ, dinamic, un angajat exemplar, este un bun exemplu demn de urmat pentru lucrătorii medicali și nu numai, manifestă inteligență, tact și deplină responsabilitate pentru munca ce o desfășoară cu talent și vocație. Să trăiți, domnul președinte al raionului vă decernează trofeul excelenței. Domnul vicepreședinte Andrei Ieremia, responsabil de domeniul ocrotirii sănătății, vă decernează diplomă de merit. Și să realizăm o fotografie reușită pentru albumul și istoria raionului Ialoveni. Avem onoarea să-i oferim cuvântul domnului Adrian Cotlău, șef secție consultativă Spitalul Raional Ialoveni, decorat cu titlul onorific de personalitate notorie a anului 2021 în domeniul ocrotirii sănătății. Să trăiți! Mulțumesc! Bună seara tuturor! Mulțumesc președinte, mulțumesc vicepreședinți, mulțumesc oaspeți, laureați! Sincer să vă spun, am fost surprins pentru nominalizarea dată, fiindcă mai sunt candidați la noi în instituții care ar putea face față acestei decernări, dar oricum vă sunt foarte recunoscător comisiei de selectare. Mulțumesc colectivului care m-a înaintat și, desigur, avea de-a facere cu un om este, nu greu, dar de a avea de-a face cu un om bolnav este mult mai greu. De ce răbdarea și atitudinea față de pacienți necesită a fi la nivel. Această decernare mă face să fiu și pe viitor mult mai responsabil și mult mai onest față de profesie și de postul pe care l-am. Vă mulțumesc tuturor, seara bună și petrecere frumoasă în continuare. Aplaudăm mai cu inimă, să-l prețuim pe domnul doctor Adrian Cotlău. Mulțumim foarte mult! Mulțumim, domnule vicepreședinte Andrei Ieremia, mulțumim, domnul președinte. În continuare, stimați prieteni, invităm un tânăr artist eminamente original, înzestrat cu talent muzical de elită, un talent veritabil, autentic, inspirat, elegant și șarmant.
Și veți vedea că vocea solistului Andrei Oboroceanu surprinde publicul și ne va cuceri pe toți. Aplaudăm mai cu inima Andrei Oboroceanu. Bună seara, vă spun și eu. O să mă poziționez puțin mai aproape, ca să am și eu loc cu firul ăsta care l-am de chitară. Deci sunt bucuros să fiu în fața a unor personalități de top din Raionul Elovin și o să vă invit la niște piese, la o ascultare de niște piese frumoase, două piese care ne caracterizează ca popor și care ne dă o stare de bine, sper că tuturor celor care ascultă. Prima dintre ele este Galbenă Gutuie și pentru emoțiile mele vă rog un rând de aplauze, dacă e posibil. Dulce galbenă gutuie, cum și Eva era, mi-a pus mama o gutuie, ce se coace încet la cea. Aș mușca-o, dar mă doare, mă cuprinde un fel de jet. Și acum când trece anul, parcă simt îmbătrânit. Și ca să fii frumos, vă rog împreună. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată viața noastră. Lampă la fereastră, toată viața noastră. Mama mea n-avea nici globuri, nici beteală și nici stea. Sărbătorile de iarnă cu gutuile podobea. Mi-a pus mama o gutuie la fereastra dinspre drum. Și-o văd cum luminează, n-am puterea s-o consum. Să o duc toate vocile acum și e. Luminează și se stinge, o gutuie pe pământ. Luxul mamii cel mai mare, când copil eu mai era. Ea pâinea de pe masă și gutuia de la cea. Cer scuze, o să intervin și o să fac o improvizație. Vă rog să veniți la demnii scântați împreună cu mine, dacă e posibil, că eu cred că o să iasă un refren foarte și foarte, foarte frumos.
Mie îmi spunea Dușel, dumneavoastră, cum? Elena, bucuros. Cântăm împreună? Sigur, foarte frumos. Din toate vocile, îmi pare foarte rău dacă vă obișnuiesc prima dată, sincer, mi-a plăcut foarte mult. Toți sunteți bravo, dar, mă rog, altfel mi-a plăcut mie, da. Bun, următoarea piesă e una la fel de sfântă pentru noi, Sfânta Micasa, și o să o cânt cel mai mare drag pentru voi. Aceste două piese mă întâlnesc cu ele, cu orice public, știu că o să dau cu biflă. Ascultați, da. Sărut, femeie, mâna ta, întotdeauna muncitoare, atât de mică și de floare. Sărut, femeie, mâna ta, ca o aripă ce-a zburat și-a obosit de obosită.
Mulțumim mult, sper că v-am pus mult pe gânduri, dar vă urez să aveți sănătate, să aveți bucurie în suflet mereu, să fiți împăcați cu voi și aveți copii cât mai mulți, că am înțeles că e de bine. Eu încă n-am dat seama, propagandă. Și faceți o fotografie, îți vadă că am fost aici, bără, dacă se poate. Cineva îmi faci sau nu? Bun, e las. Facem, da? Până când puteți mă aplaudați, că-mi place. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă urez o seară cât mai minunată. V-am pupat, mulțumesc! Andrei Oboroceanu, solist vocal de excepție. Maestru cântăreț, mulțumim foarte mult! Ai vocație de artist adevărat. Mulțumim din toată inima, mulțumim! Și te mai invităm, te mai invităm la sărbători de suflet. Da, mulțumim foarte mult! Îl invităm pe domnul președinte Mihail Selistraru, pe distinsa doamnă vicepreședinte Galina Tonu, sunt în floarea tinereții creatoare și mereu la datorie. Continuăm a șaptea secțiune. Se conferă titlul onorific de personalitate notorie a anului 2021 în domeniul educației naționale. O invităm pe distinsa doamnă Vera Balan, director Liceul Teoretic Petre Ștefănucă Ialoveni. Vă invităm cu toată dragostea și prețuirea. Distinsa doamnă Vera Balan exercită cu demnitate funcția de manager a liceului din anul 2011. Deține gradul întâi managerial și gradul didactic superior în calitate de profesor de istoria românilor și universală. Este președinte al Comisiei de Evaluare a Vivacității și Calității Manualului de Istorie pentru clasa a 10-a. E formator raional și național. Participă la conferințe științifice internaționale din România, Ucraina, Georgia, mai ales în calitate de președinte al despărțământului Astra Ialoveni. E membră activă în cadrul comisiilor raionale și republicane de atestare a cadrelor didactice. Discipolii doamnei profesor Vera Balan obțin rezultate remarcabile în cadrul olimpiadelor raionale și republicane, dar mai ales la examenele de bacalaureat. Este un manager performant, acceptă inovația, implementează cu succes multe proiecte ce consolidează infrastructura instituției și sporește considerabil imaginea liceului. Menționăm proiectul cultural Tezaur de Cultură Moldo-Transilvaniană în colaborare cu Liceul Teoretic David Brodan din municipiul Cugir, județul Alba România și parteneriatul durabil cu Colegiul Național Mihai Sadoveanu din orașul Pașcani, județ Iași, România, precum și cu Asociația Creștină Agape, Școala de Băieți din Abingdon, Marea Britanie și programul Fondul pentru Tineri Ialoveni. A inaugurat în Liceul Teoretic Petre Ștefănucă Centrul de Resurse și Unitatea de Educație Inclusivă, care oferă servicii educaționale de calitate elevilor cu necesități speciale. Desfășoară o frumoasă colaborare și comunicare eficientă cu administrația publică locală de nivelul 1 și 2. Principiul doamnei profesor Vera Balan. Educația este piatra de temelie a personalității omului. Bravo! Domnul președinte al raionului decernează trofeul excelenței în educație. Doamna vicepreședinte Galina Tonu decernează diplomă de merit. Și să realizăm o fotografie reușită, demnă de admirația noastră. Și pentru că aveți în mâini un buchet de flori dulci aprinse, ca lumina trandafirie a zorilor dimineții, avem onoarea să oferim cuvântul distinsei doamne Vera Balan, director Liceul Teoretic Petre Ștefănucă Ialoveni, decorată de după merit cu titlul onorific de personalitate notorie a anului 2021 în domeniul educației naționale. Să trăiți, că ne trebuiți! Mulțumesc! Stimate domnule președinte, stimați oaspeți, onorată astăzi să primesc acest titlu onorific care oferă, în primul rând, încredere. Încredere în faptul că activitatea pe care o desfășor în mare parte managerială este una care are rezultate. Și aceste rezultate astăzi sunt aici apreciate. Apreciate și vreau să vă mulțumesc, în primul rând, Consiliului Raional Ialoveni, în persoana domnului președinte, Mihail Selistraru, care de fiecare dată a fost foarte deschis
și ne-a oferit tot sprijinul în soluționarea problemelor cu care se confruntă și o instituție atât de mare cum este Liceul Teoretic Petre Ștefănucă din orașul Ialoveni. Vreau să mulțumesc astăzi Direcției Generale Educației, în persoana domnului șef de direcție, domnul Scutaru, pentru colaborarea frumoasă pe care o desfășurăm și pentru faptul că pun accent pe performanță. Acest lucru este foarte important și anume aceasta dă rezultate și oferă încredere în faptul că tot ceea ce desfășurăm și tot ceea ce facem, facem spre binele copilului. Astăzi vreau să vă zic că n-ar fi fost posibil să primesc acest titlu onorific dacă nu desfășuram activitatea împreună cu colegii mei. Colegii mei din administrație, cadre didactice, cadre non-didactice din liceul nostru cu care formăm o echipă frumoasă și cu care muncim zi de zi în vederea promovării educației de calitate în instituția noastră. Și cu siguranță n-ar fi fost posibil să am acest trofeu dacă nu aveam toată încrederea elevilor mei, discipoli care, să știți, cu mare străduință se impun la ore și la disciplina pe care o studiem împreună, că asta zic de fiecare dată că învățăm toată viața noi, cadrele didactice, învățăm cu elevii noștri și ei demonstrează acele rezultate care astăzi au fost apreciate, acele rezultate pe care le înregistrează atât la concursurile naționale, internaționale, cât și la examenele de bacalaureat, într-adevăr, care este o performanță extraordinară. Eu vreau să vă mulțumesc pentru această apreciere. Această apreciere este a instituției, a Liceului Teoretic Petre Ștefănucă din orașul Ialoveni. Să trăiți, distinsă doamnă profesor și director, vă rog să rămâneți, vă rog frumos să rămâneți, doamna director, cu un mesaj de felicitare, distinsă doamnă Galina Tonu, vicepreședintele Raionului Ialoveni, pentru dezvoltarea politicilor educaționale, culturale și pentru tinere. Să trăiți, distinsă doamnă vicepreședinte. Mulțumesc, stimați oaspeți, stimate personalități ale anului 2021. Sunt onorată să fiu astăzi împreună cu dumneavoastră, chiar dacă sunt în concediu, dar asta este misia. Fiecare dintre noi sădește în grădina sa copaci care dau roade mai devreme, dar toate sunt bune, nimic nu aruncăm, pe toate le folosim. Uite că și astăzi Raionul Ialoveni, în grădina sa, are multe, multe funcții, multe specialități, mulți angajați buni, dar cei mai buni sunt astăzi la acest eveniment frumos care l-am organizat împreună cu administrația și Consiliul Raional Ialoveni în frunte cu domnul președinte. Este o nouă filă istorică în cartea Raionului Ialoveni și anume sunt nume noi, nume notorii ale anului 2021 și eu cred că vor fi cu certitudine această carte. Pe viitor vreau să vă doresc multă sănătate, să aveți un an bun, cu un echilibru bun și la orice provocare să reușiți cu brio. Sunt mândră și mă bucur că conduc și coordonez învățământul de unde pot învăța mereu. Tineretul, chiar dacă am în spate o bogăție de ani, dar sunt tânără mereu. Și desigur atunci când inima îmi plânge și mi este trist când. De asta sunt mândră și vă doresc și vă multă sănătate, să cântați, să învățați mereu și să fim tineri în suflet. La mai mult și la mai mare. Mulțumim din toată inima, doamnei vicepreședinte Galina Tonu, mulțumim mult, doamnei director Vera Balan. Continuăm a 8-a secțiune. Se conferă titlul onorific de personalitate notorie a anului 2021 în domeniul administrației publice. Domnului Petru Cigoreanu, primar al satului Horăști, îl invităm cu mult respect în scenă. Domnul Petru Cigoreanu exercită cu demnitate funcția de primar al satului Horăști din anul 2011. Împreună cu echipa și cu oamenii din localitate, cu suportul Consiliului Local și al Consiliului Raional, a implementat mai multe proiecte de dezvoltare comunitară. Sistem de iluminare stradală, reabilitare drumuri locale, reparația capitală a casei de cultură Horăști, a sălii de sport pentru activitatea colectivelor artistice. A construit o sondă de apeduct, reparație,
La grădinița crește de copii Garofița și dotarea ei cu mobilier, cu suportul Fondului de Investiții Sociale, reparația blocului alimentar și a sedelor pentru educația inclusivă, cu suportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, cu suportul Fondului Ecologic Național, a conectat la rețeaua de canalizare toate instituțiile publice. A construit în centrul localității un teren de mini-fotbal. A amenajat o piață agricolă în localitate cu toate comoditățile pentru vânzarea, cumpărarea produselor agricole. A instalat sistemul video de monitorizare pe teritoriul localității pentru a asigura ordinea publică. A amenajat teren de joacă pentru copii și a dotat acest teren cu elemente decorative și echipament de joacă și echipament sportiv. Domnul primar susține considerabil dezvoltarea domeniului culturii naționale. Festivalul Horelor din satul Horești este un festival de prestigiu național. Să trăiți, domnul primar! Domnul președinte al raionului vă decernează trofeul excelenței profesionale. Domnul Nicolae Mireafre, secretarul raionului Iavoveni, vă decernează diplomă de merit. O fotografie reușită pentru istoria administrației publice. Avem onoarea să-i oferim cuvântul domnului Petru Cicoleanu, primar al satului Horești din anul 2011 și încă de amul înainte, decorat cu titlul onorific de personalitate notorie anului 2021 în domeniul administrației publice. Să trăiți! Domnul președinte, onorată asistență, bună seara! Vreau să menționez că aceste rezultate le-am obținut împreună cu echipa mea, împreună cu angajații primăriei satului Horești. Am avut susținerea pe moment a Consiliului Local Horești, conducerea raionului Iavoveni, împreună cu domnul președinte și a Consiliului. Vreau să felicit celor care sunt laureați astăzi. Le doresc mult sănătate, succes, realizări în continuare. Și mulțumesc pentru apreciere. Vă seară frumoasă! Mulțumim foarte mult domnului Petru Cicoleanu, primar al satului Horești. Aplauze bine meritate pentru dumneavoastră. Să trăiți! Continuăm a noua secțiune. Se conferă titlul onorific de personalitate notorie anului 2021 în domeniul asistenței sociale. Distinsa doamnă Larisa Popov, șef serviciu asistență socială comunitară, Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Familiei Iavoveni, vă invităm în scenă cu toată prietenie și admirație. Vă invităm! Aflându-se în fruntea unei echipe consolidate de specialiști, doamna Larisa Popov a reușit să dezvolte serviciul de asistență socială comunitară. Manifestă inițiativă și abilități de conducere dezvoltate, remarcându-se prin sârguință și dedicație în acest sector important pentru bunăstarea societății. Prin munca constructivă și responsabilitatea de care dă dovadă în permanență, a reușit să presteze servicii de calitate înaltă beneficiarilor de servicii sociale. Grație dragostei și devotamentului pe care îl manifestă zi de zi în activitatea sa, se bucură de încredere și admirația atât a angajaților din serviciu, dar mai ales a beneficiarilor, pentru că participă activ în cadrul multor activități sociale, se implică în multe proiecte sociale, sensibilizează actorii din comunitate ca să acorde ajutorul necesar persoanelor care au nevoie. Cu ingeniozitate, perseverență, insistență, răbdare și înțelepciune, implică beneficiarii politicilor de protecție socială în diverse activități și proiecte comunitare, contribuie la îmbunătățirea calității vieții și facilitează accesul la servicii sociale de calitate pentru persoanele care au nevoie de susținere. Să trăiți, distinsă doamnă, domnul președinte al raionului decernează trofeul excelenței profesionale și domnul vicepreședinte Andrei Eremia, diplomă de merit. Să trăiți! Și pentru că aveți în mâini frumoase flori de fericire, simbolul înalt de aprecieri, o fotografie reușită pentru albumul politicilor de protecție socială. Bravo! Astăzi avem onoarea să-i oferim cuvântul distinției doamne Larisa Popov, șef serviciu asistență socială comunitară, decorată cu titlul onorific de personalitate notorie a anului 2021 în domeniul asistenței sociale. Să trăiți! Bună ziua la toți!
când suntem lăudați, parcă așa ne simțim comoți. Moderatorul nostru, așa, fără răsflare, a zis toate cuvintele de laudă. Mulțumim de apreciere. Eu aș vrea să felicit toți colegii din seara aceasta, din toate domeniile, de motiv că noi, domeniul social, colaborăm, suntem parteneri în dezvoltarea politicilor sociale și vreau să vă urez la toți sănătate, liniște, realizări frumoase, colaborări fructuoase și respect din partea tuturor. Eu vreau să mulțumesc colectivului Direcției Asistență Socială pentru încredere, pentru respect și pentru devotament și ne dorim să avem servicii sociale bune, prestații cât mai valoroase pentru beneficiarii noștri și să fim îmbrăcați, ba, prestații sunt bani. Pentru toți să-i putem mulțumi, cu toate că domeniul nostru social nu poate fi valorificat în cantitate. Noi suntem la calitate. Și vă mulțumesc pentru apreciere, mulțumim șefilor că au avut încredere și mă reprezint prin ele. Mulțumesc! Primiți florile gratitudinii, simbolul înaltei aprecieri, de la distinsa doamnă director, Margareta Tonu, de la distinsa doamnă șef adjunct, Veronica Rusu. Să trăiți florile recunoștinței, să realizăm și o fotografie reușită de album. Vă iubim și vă prețuim foarte mult, facem un gest nobil și impetuos, să ne susținem reciproc cu aplauze. Să trăiți! Stimați sărbătoriți, onorat asistență, toți care sunteți prezenți, vreau să vă spun că ceea ce este pe mesele noastre nu-i decor, dar trebuie de folosit. Așa că îndrăzniți, vă rog. Este pentru și, da? Din dragoste pentru frumos, invităm cea mai iubită și mult îndrăgită interpretă a inimii noastre, formidabil de talentată și de elegantă, veritabila interpretă, Viorica Damaschin, ne aduce în dar un buchet de flori de cântec românesc. Viorica Damaschin, solistă vestită a Orchestrei Raionale de Muzică Populară Porumbița. Bună seara și bine v-am găsit, dați voi să felicit și eu toate personalitățile de top cu numărul 1, sănătate, succes și încredere, cum a zis și doamna director. Să fie, să răsune muzica! Când să joc cu sănătate și noroc, foaie verde, mă domnesc, pe lume mă trăiesc. Am să râd când să joc cu sănătate și noroc și să-mi cânte o vioară cu foc de la inimioară, că așa îmi place să trăiesc. Și să-mi cânte o vioară cu dor de la inimioară, că așa thank you.
frumos! Ce e, Doamne, viața noastră? Dar ce vezi, ce vezi cum trece? Amăgire sau speranță? Cine poate înțelege? Ce e, Doamne, viața noastră? Dar ce vezi, ce vezi cum trece? Amăgire sau speranță? Cine poate înțelege? Dimineața întrecătoare, ca o apă curgătoare, și atunci când îți e mai bine, vezi când plecă de la tine. Ai copii muncești din greu și faci datorii cu darul, dar nu se plătește nimeni să-ți înduci astea marul. Ai copii muncești din greu și faci datorii cu nu-i ușor a fi părinte, dar copilul tău nu simte dragostea de la părinți, după numărul de acei. Nu-i ușor a fi părinte, dar copilul tău nu simte dragostea de la părinți, artistă de mare finețe, Viorica Damaschin, solistă de înaltă valoare a Orchestrei de Muzică Populară Poromnița a Consiliului Raional Ialoveni și mulțumim foarte mult! Mulțumim! Bravo! Bravissimo Orchestrei Poromnița și soliștii acestei orchestre care sunt remarcabili! Continuăm! A 10-a secțiune se conferă titlul onorific. Îl invităm pe domnul președinte Mihail Zilistraru, pe domnul secretar al raionului Nicolae Meneacre. Se conferă titlul onorific de personalitate notorie a anului 2021 în domeniul asigurării ordinii publice și a ordinii de drept. Cui?
domnului comisar șef Dumitru Dermenji, șef adjunct Inspectoratul de Poliție Ialoveni. Vă invităm în scenă. Activează în cadrul poliției din anul 2000, se remarcă prin cunoștințe temeinice, devotament, pregătire profesională și capacități intelectuale avansate. Are scopul de a dezvolta activitatea serviciilor din cadrul poliției. Este curajos, cumpătat, dinamic, cu o foarte bună capacitate de analiză și sinteză, atent la detalii, un excelent om de echipă, ordonat și vigilant, serios și modest. În calitate de conducător, reușește să acorde ajutor practico-metodologic subalternilor pentru a desfășura măsuri organizatorice în scopul de a menține ordinea publică și investigații infracțiuni. Îndeplinește calitativ toate sarcinile înaintate de către conducerea Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, asigurând capacitate de intervenție și gradul de pregătire al forțelor de ordine pentru a acționa corespunzător în situații de criză. Participă activ la toate evenimentele poliției ale raionului Ialoveni și la cele naționale. Să trăiți, domnul comisar șef Dumitru Dermenji. Domnul președinte al raionului decernează trofeul excelenței profesionale. Domnul secretar al raionului decernează diploma de merit de aleasă prețuire și să realizăm o fotografie pentru albumul raionului Ialoveni. Avem onoarea să-i oprim cuvântul domnului comisar șef Dumitru Dermenji, șef adjunct Inspectoratul de Poliție Ialoveni, decorat cu titlul onorific de personalitate notorie a anului 2021, în domeniul asigurării ordinii publice și a ordinii de drept. Să trăiți! Bună seara la toată lumea! Eu vreau să mulțumesc, în primul rând, conducătorului Inspectoratului de Poliție Ialoveni pentru aprecierea cu care m-au onorat. Vreau să mulțumesc comisiei din cadrul Consiliului Regional Ialoveni pentru susținere. Vreau să mulțumesc întregul efectiv a Inspectoratului de Poliție Ialoveni, de atât că un general fără oaste în câmp este zero. Datorită efectivului muncii care de absolut toți angajați în Inspectoratul de Poliție Ialoveni, 24 din 27, 4 de ore, 7 din 7 zile, permanent aflându-se la asigurarea și menținerea ordinii publice, am obținut ceea ce avem la ziua de azi. Ca pentru informații, Inspectoratul de Poliție Ialoveni, pe parcursul a 6 luni de zile, avem rezultate foarte, foarte bune. Suntem printre primii la descoperirea de infracțiuni, suntem cei mai buni în asigurarea ordinii publice și datorită și la capitolul dat vreau să-i mulțumesc și conducerii Consiliului Regional într-un proiectul care a fost finisat în anul 2021 Moldo-Român, ambele maluri ale Prutului, organizată de Asociația Internațională Polițienească, în urma căruia angajații Inspectoratului de Poliție Ialoveni au participat la seminare în municipiul Iași de România, unde a fost schimb de experiență între Poliția din Republica Moldova, Poliția din Inspectoratul de Poliție Ialoveni și Poliția din România. În urma acestui proiect noi am câștigat, adică 3 automobile, mai multă tehnică de calcul, care ne ușurează activitatea. Și chiar vă suntem recunoscători că ne-ați susținut datorită dumneavoastră. Am obținut ceea ce mi-a Este un proiect, unicul proiect, este primul proiect pe Republică și este unicul până la ziua de azi. La toți cei care sunt în sală le doresc un sincer la mulți ani, să ne fiți sănătoși, voioși. Tot ce faceți dumneavoastră, domn președinte și cu echipa dumneavoastră, ne face doar, dar ne stimulează ca să activăm cât mai mult și celor care îi văd împrejur îi stimulează ca să ajungă și ei în rândurile noastre, celor care au fost astăzi luați în seamă. Să aveți parte de un an frumos, de un an bogat,
de prieteni, bogat de oameni buni și cu Doamne ajută în această țară să scoatem în Carpați. Proiectul despre care vorbea domnul Dermenjin se numește Poturi pentru creșterea încrederii dintre poliție și cetățeni. Deci cred că așa va fi recomandă aici. Cu lucrare cu ABL-urile din raionul din raionul Elveni, domn primar, cred că n-a să-mi dăie voie să mint. Chiar avem o bună și vă le mulțumesc toți primarii din raionul Elveni pentru conlucrare, că sunt predispuși ca să conlucrăm, ca să facem lucruri frumoase pentru cetățeni, ca să fie siguri și să doarmă liniștiți toți oamenii raionului Elveni. Cu Doamne ajută! Mulțumim din toată inima domnului comisar șef Dumitru Dermenji. Să trăiți că ne trebuiți. Mulțumim foarte mult! A 11-a secțiune îl invităm și pe domnul Andrei Ieremia, vicepreședintele raionului, pentru că se conferă titlul onorific de personalitate notorie a anului 2021 în domeniul sportului. Domnului profesor, antrenor emerit al Republicii Moldova, Gheorghe Stegărescu, director Școala Sportivă pentru Copii și Tineret, Ialoveni. Vă invităm cu mult drag în scenă. Domnul profesor Gheorghe Stegărescu se mândrește cu participări notorii și performanțe de prestigiu în cadrul competițiilor sportive raionale. Festivalul sportiv Ziua Copiilor, organizat de Școala Sportivă Ialoveni, iar discipolii domniei sale s-au plasat pe locul întâi. Concursul raional Cupa Botnei, organizat de Școala Sportivă Ialoveni, în luna februarie 2021, discipolii domniei sale s-au plasat pe locul 2. Performanțe în cadrul campionatelor republicane, campionatul Republicii Moldova, cadeți la lupte greco-romane, organizat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Federația de Lupte de Republica Moldova, pe locul 1 s-a clasat discipolul domniei sale, rusul Cristian. Turneul Republican la lupte greco-romane, organizat de Școala Sportivă Ialoveni, la 14 și 16 mai 2021, pe locul 3 s-a clasat discipolul domniei sale, Vlad Balaur. Turneul Republican la lupte greco-romane, organizat de Școala Sportivă Preușeni, la 10 octombrie 2021, pe locul 3 s-a clasat discipolul domniei sale, Vlad Balaur. Performanțe de prestigiu în cadrul campionatelor mondiale. Campionatul Mondial Veteran la lupte greco-romane, organizat de Federația Internațională de Lupte, la 24 octombrie 2021, discipolul domniei sale, Dumitru Popov, s-a clasat pe locul 3. Bravo! Domnul profesor își realizează cu brio misiunea de a identifica și promova tinere talente în domeniul sportului, ridicarea măiestriei sportivilor și practicarea unui mod sănătos de viață. Crezul domniei sale e că suntem un popor sportiv și o națiune sănătoasă. Să trăiți, domnul profesor și director Gheorghe Stegărescu, primiți trofeul excelenței de la domnul președinte al raionului Ialoveni și diplomă de merit de aleasă prețuire de cinstire de la domnul Andrei Ieremia, vicepreședintele raionului Ialoveni. Aveți în mâini florile gratitudinii și să realizăm o fotografie reușită pentru albumul programelor sportive ale raionului Ialoveni. Cuvânt se oferă laureatului, domnul profesor Gheorghe Stecărescu, director Școala Sportivă pentru Copii și Tineret Ialoveni, decorat astăzi cu titlul onorific de personalitate a anului 2021 în domeniul sportului. Să trăiți, domn profesor! Vă mulțumim, domnul președinte, pentru apreciere și acordarea acestor premii. Spuneam că eu niciodată n-am zis, am avut rezultate, oram. Pe timpul sper la ceva nou și anul 2022, dar nu-i mai bun cel care din 2021. Dar odată la televiziune m-a întrebat domnul Nicolae Buceațchi, da? Întreba, domnul Stegărescu, când e mai bine? Pe timpul mai vechi, ori acum, zic că pe timpul cele erau bani, dar nu avem condiții. Acum avem condiții, domnul președinte, putem lucra, avem dorință, avem copii, putem instrui și ne străim ca să avem rezultate mai bune, deci deoarece... Și bani avem! Și bani avem! Cam sunt ei, dar sunt! Mulțumesc pentru chiar și... Chiar pe recent, acum au fost două săptămâni urmă, s-au întors un băițel, locul 5 la europene, Cristian, dar până la urmă încă e tânăr și cred că o să fie rezultat mai bun. Vă mulțumesc pentru susținere, apreciere, la mulți ani! Mulți ani!
În continuare, ne vorbește domnul Andrei Ieremia, vicepreședintele Raionului Ialoveni, pentru dezvoltarea politicilor de ocrotire a sănătății, de protecție socială și domeniul sportului. Să trăiți, domnul vicepreședinte! Mulțumim asemenea! Bună seara, stimat oaspit, onorată asistență din seara asta. Mă bucur să vă văd pe toți frumoși, sveti omul, spune așa, că omul sfințește locul. Dumneavoastră nu numai că l-ați sfințit, dar și l-ați înflorit, deoarece ați ajuns în seara asta aici. Știm că nu v-a s-a dat ușor. Știu că ați avut nopți nedormite. Ați avut nopți, poate cu lacrimi, retrăieri. Dar peste toate se trece, dumneavoastră ați trecut, ați ajuns. Știți, a fi un manager, majoritatea dumneavoastră, am înțeles, sunteți manageri. A fi un manager nu e ușor. Trebuie să fii curajos, curajos. Trebuie să, la moment, să iei niște decizii, că mâine poate fi târziu. Eu mereu spun așa, că aici, ca în agricultură, astăzi e de vreme, dar mâine e târziu. De ce trebuie să ne merește-te de una în momentul acesta? Vă doresc să fiți curajoși, vă doresc sănătate, și la anul, de ce nu tot aici să ne revedem. Vă mulțumim, succes! Mulțumim din toată inima domnului Andrei Ieremia, vicepreședintele Raionului Ialoveni. Mulțumim domnului Mihail Silistraru, președintele Raionului Ialoveni. În această seară magnifică, vă invităm, stimați colegi, să petrecem împreună momente frumoase pe ritmul suav al muzicii, admirăm în continuare momente de grație, frumusețe, adevăr, demnitate artistică, vocea melodioasă a interpretei Olga Sava sună extraordinar, cu o energie formidabilă, are un stil unic de interpretare și ne prezintă un recital inedit, aducându-ne în dar frumoase piese muzicale. Eminentă artistă Olga Sava! Personalităților și să dea Domnul să ne întâlnim și la anul și la celălalt an, să fim cu toții sănătoși și numai bine la toată lumea! Domnulițele, stăraș, pune traiul la oraș, dacă s-a tunit, mai dragă să mai sărbă pitolor. Și rechita vin și rechita vin, am izrbat vina să
acum vreau să vă cânt o melodie aici în premieră. Este vorba de melodia Băiețel Domnul mi-a dat pentru toate mamele care au băieți și anume cu numele Ionel. Să vă trăiască! După fata m-a așteptat ca să vină și-un băiat. Numai Dumnezeu de sus știe gândul cine-am pus. După fata m-a așteptat ca să vină și-un băiat. Băiețel Domnul mi-a dat și cu drag l-am botezat. Ca și noi creștem și el cu numele Ionel. Băiețel Domnul mi-a dat și cu drag l-am botezat. Ca și noi creștem și el cu numele Ionel. Vezi vechi băiețel, ai o luț, ai Ionel. Uneori este Ionică, mare luță, ba o mică. Vezi vechi băiețel, ai o luț, ai Ionel. Uneori este Ionică, mare luță, ba o mică. Păstă Ionii putesc, că-i nu-mi mulțumesc. Tata-i binecuvântat, cu mândreță de băiat. Și eu mulțumit, da, că-am putut să-i fac pe plac. Tata-i binecuvântat, și eu mulțumit, da, că-am putut să-i fac pe plac. Să-mi trească băiatul alt, ca de cărțul învesat. Și voi mic și tărnișel, dragul mamei Ionel. Să-mi trească băiatul alt, ca de cărțul învesat. Și voi mic și tărnișel, dragul mamei Ionel. Gândesc mea pe băiețel, mai o luț, ba Ionel. Uneori este Ionică, mare luță, ba unică. Gândesc mea pe băiețel, mai o luț, ba Ionel. Uneori este Ionică, mare luță, ba unică. Că Ion sau că Ioan, bunea noastră, cu bunea. Camănii și Ionel, va crește mare și el. Noi băgat de samă bine, când va fi mai înalt ca mine. Camănii și Ionel, va crește mare și el. Noi băgat de samă bine, când va fi mai înalt ca mine. Până atunci am cu răbdare, luăm de prinde fiecare. Să ajungă om învățat și bărbat adevărat. Până atunci am cu răbdare, luăm de prinde fiecare. Să ajungă om învățat și bărbat adevărat. Gândesc mie pe băiețel, ba Ionuț, ba Ionel. Uneori o strig Ionică, mare luță, ba unică. Gândesc mie pe băiețel, ba Ionuț, ba Ionel. Uneori o strig Ionică, mare luță, ba unică. Acum avem de toate, dă-ne Doamne sănătate. Că degeaba nu trăim și în țara nu mășim. Strijă și milă avem de la cea mai mitică. Mulțumim! Olga Sava este vestită cântăreață pe Valea Botnei și este o remarcabilă solistă a Orchestrei Raionale de Muzică Populară Porumbița. Să trăiți, Olga! Primiți diplomă de excelență artistică și florile gratitudinii din partea administrației Raionului Ialoveni. Îți mulțumim foarte mult! Alături de noi este și interpreta Tatiana Spânu. Vă invităm! Interpreta Tatiana Spânu, de asemenea, decernăm diplomă de excelență artistică și florile recunoștinței. Dacă este, vă rog și Viulica Damaschin să veniți alături de noi. Tatiana Spânu, tu ești înzestrată și cu talent muzical și cu talent literar. Primește această frumoasă diplomă de excelență artistică și florile recunoștinței. Mai avem o diplomă de excelență artistică pentru distinsa interpretă de muzică populară, Viulica Damaschin, diplomă de excelență artistică și flori. Și pentru solistul nostru, remarcabil, de excepție, Andrei Oboroceanu. Vă invităm! Diplomă de excelență artistică și flori ale gratitudinii. Să trăiți, netrebuiți. Vă mai invităm la evenimentele noastre cu mult drag. Mai avem o diplomă de excelență artistică pentru regia de sunet, asigurată de domnul Anatol Postică, director Casa Raională de Cultură Ialoveni. Să trăiți, domn director, și mulțumim că întotdeauna ne ajutați. O fotografie de album cu artiștii noștri remarcabili pentru albumul politicilor culturale ale Raionului Ialoveni.
Cu voi ne mândrim! Viața culturală a raionului Ialoveni combinează cu activitatea dumneavoastră artistică. Bravo! Și pentru că evenimentul de astăzi este frumos, grație suportului considerabil al Consiliului Raional Ialoveni și astăzi cuvânt au consilierii raionali. Cu un mesaj din partea echipei de consilieri raionali, o invităm pe distinsa doamnă Alexandra Dimitrov, tânără, activă, energică, cu entuziasm și mereu înainte. Să trăiți, distinsă doamnă, consilier raional. Bine ați venit la acest frumos eveniment! Bună seara tuturor! Bine așteptate, dar eu din partea Consiliului Raional vreau să le doresc la toți, la toate persoanele care au primit astăzi titlul de personalități, doresc multă sănătate, mult noroc, realizări frumoase în viitor. Le doresc la ceilalți toți multă sănătate, mult noroc, și voie bună. Să ne mai adunăm la așa eveniment. Atât. Știți dumneavoastră că orice festivitate, orice eveniment, inclusiv de acest fel, nu se poate încheia fără un pic de umor. Normal. Adică să mai despărțim frunțile și să auzim și noi ceva muritanic. Dumneavoastră sunteți laureați, sunteți oameni de top, dar am auzit că aceste distinții vor privind suplimente esențiale la pensie. Dar, doamne, și e mișcună, da? Așa am auzit. Bine, dar să vedeți ce spune, ce spune unul care nu-i în top. Regrete târzii. Dacă astăzi nu sunt top, este clar că am greșit. Căci întâi eu zis am pop. Și pe urmă am sărit. Așa. Voi da citirea patru epigrame cu care am participat la un concurs care nu n-a mai avut loc. La Strășeni și avea tema Oameni buni, păziți natura de natura omenească. Explicație. Întrebam vestiții pădurari unde sunt azi codrii secolari? Și ne-au spus cu altfel de mândrie într-o carte de geografie. Îndreptățire. În pădurile frumoase de la noi am stocat mormane de gunoi și spre a îndreptăți cumva bravura scriem pe copaci păziți natură. Pe urmele defrișării masive în cea fâșie mare din margine de sat, rămase din greșeală doar un copac uscat, la care câinii mulți, mai trebuie și spus, așteaptă enervați cu un picior în sus. Evrica. Căutând intens și drastic, prin pădure vreun brăduț, am găsit unul micuț, dar și acela e din plastic. Așa, recent am participat și în județul Suceava, a fost un concurs online, un festival de epigrame cu tema fake news, adică știți ce înseamnă? Am și o diplomă ca să mă laud. Raport guvernamental. Guvernul ne anunță într-o doară că am evitat o criză alimentară. Ne-am lămurit, ba chiar avem dovadă. Și câinii umblă cu colaci în coadă. De vorbă cu prorocul, l-am întrebat tot un anumii când vom avea sfârșitul lumii. Și mi-a răspuns cum dânsul știe. Odată a fost, și-o să mai fie. La o nuntă s-au strâns mai neamurile toate, căci de e mare sărbătoare, dar principala noutate e că mireasa e fată mare. La despărțire, amicul meu dintr-un cătun
mi-aș și dorit frumos drum bun, dar căutând prin glot cărarea, ziceam pe bună doar urarea. Și vreau și eu să citesc o dedicație unei personalități. Cineva spune, e, dar tu te lingușești. Nu mă mai lingușesc. Pe acest picior de plai, ialoveni nu trage cu obrazul, căci președinte e Mihai și unul ca Mihai Viteazul. Seară bună, să aveți!